Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. A început sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Absolvenții de liceu au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Comedia a fost surpriza acestui examen, candidații nu s-au așteptat la acest subiect. 2268 de absolvenți de liceu s-au înscris la proba de limba și literatura română a examenului de bacalaureat. 68 au absentat însă. 3 ore au avut la dispoziție candidații pentru rezolvarea subiectelor. Absolvenții ne-au spus că examenul a fost de dificultate medie. Am luat pulsul evenimentului la Colegiul Cuza din municipiul Focșani. Aici elevii au rămas în sările de examen până aproape de expirarea timpului. Vis-a-vis, tot pe strada Cuza Vodă, la Colegiul Cota, candidații care au ieșit din sală dezbăteau de zor subiectele. Nu se așteptau să găsească printre acestea comedia. Emoții nu au fost astăzi doar pentru elevi și cei care îi așteptau erau cu sufletul la gură. Două bunici au ales să fie alături de nepoților în această zi importantă.
Examenul de bacalaureat continuă miercuri cu proba obligatorie a profilului. Vineri, 26 iunie, se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate se vor afișa pe 30 iunie, tot atunci se vor depune și contestațiile. Pe 5 iulie, candidații vor afla rezultatele finale. Primarul Cristi Misăil a oficiat sâmbătă prima căsătorie în foișorul din grădina publică. Municipalitatea a găsit astfel un spațiu adecvat și elegant în același timp pentru ca tinerii să-și unească destinele în vreme de pandemie. Grădina publică din Focșani a fost gazda primei cununii civile din acest sezon. Momentul în care Mihaela Angel și Tiberiu Alin Rădulescu și-au dat consimțământul pentru o viață împreună a fost unul special și de neuitat și datorită cadrului select și plin de viață din Parcul Central. Primarul municipiului Focșani, Cristi Misăil, a oficiat această primă căsătorie în aer liber la foișorul din parc. Eu sper să nu arăt zi, pentru că mă doare. Acum. Putem începe? Mai așteptați invitați? Nu. Nu? Afară, băieți. Sunt afară, băieți. Avem destui martori, inclusiv cetățenii noștri care se plimbă în grădina publică. Așadar. Cetățene Rădulescu Tiberiu Alin. De bună voie și nesilit de nimeni. E în căsătorie pe cetățeana Angel Marinela. Da. Cetățeană Angel Marinela. De bună voie și nesilită de nimeni. E în căsătorie pe cetățeanul Rădulescu Tiberiu Alin. Da. Bravo. Bravo. În urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declar căsătorie. Pe lângă certificatul de căsătorie, tinerii au primit și un livret de familie, iar edilul le-a urat să umple spațiile din acest document cu nume de copii. Certificatul de căsătorie să nu-l schimbați niciodată. Da? Și aici avem un livret de familie care are foarte multe pagini goale, cu nume de copii. Vă sfătuiesc să le completați pe toate. Să le umple, să le umple. Da? La mulți ani. Cei doi miri au fost extrem de mulțumiți că au reușit să aibă parte de un asemenea moment. Chiar dacă au amânat nunta, au avut parte de o cununie civilă neașteptat de frumoasă, motiv pentru care i-au mulțumit primarului Cristi Misăilă. Ne bucurăm foarte mult. Am aflat acum o săptămână sau două. O săptămână, da, cam așa. Nu știam până acum. Bănuiesc că a fost un pic cu emoții, având în vedere situația actuală, v-ați gândit să amânați nunta sau cel puțin cununia civilă? Noi aveam nunta în acest an. Am amânat-o pentru la anul și am zis să facem cununia. Măcar cununia civilă să o facem cu câte persoane, că nu știam exact. Câte acum am văzut am că e destul de în regulă, cum a făcut domnul primar, să avem afară. Ne bucurăm și că l-am avut multe persoane, a fost foarte bine. Alături de noi. De unde sunteți? Din Focșani. Și rudele au fost extrem de încântate că au putut participa la acest moment unic din viața celor doi tineri. Fiind un loc deosebit, în spațiu deschis, chiar dacă nu era pandemie, tot e mai frumos aici. Ca idee față de un loc închis? E mult mai frumos aici. N-avem ce ascunde, n-avem ce, din contră vrem să ne vadă lumea, să fim priviți. Și bănuiesc că ați putut invita și mai mulți. Și mai mulți invitați. Și mai mulți invitați față de teatru, față de spațiu închis. Emoții nu au fost doar pentru miri și invitați. Însuși primarul Misăil a declarat că a fost un moment deosebit, iar pe viitor și-ar dori să participe la oficierea câtor mai multe cununii civile în municipiul Focșani. Este un moment emoționant pentru toată lumea, pentru că e un moment unic în viață pentru toată lumea, așa ar trebui să fie. Și un moment frumos, un moment în aer liber, un moment în grădina publică, o grădină cu o față nouă și care este foarte primitoare și de aceea ne-am și gândit să organizăm aici acest tip de eveniment, pentru că este primul eveniment, mi-am dorit foarte mult să oficiez eu această căsătorie. De altfel îmi doresc foarte mult să fiu cât mai mult prezent la cât mai multe asemenea evenimente,
dar programul fiind uneori foarte încărcat, nu reușesc. Dar am convingerea că toți cei care vor păși pentru prima dată în viață, în viața de cuplu aici, în grădina publică, să fie pentru totdeauna, să fie pentru o viață fericită și pentru prosperitate. Pe perioada vacanței de vară, copiii din municipiul Focșani și nu numai pot participa la o serie de cursuri și ateliere în cadrul Centrului de Dezvoltare pentru Copii Smart School Soare. Acest centru se află în grădina publică, iar cursurile sunt contra cost. Pentru părinții și copiii care vor să își continue activitățile educative și pe perioada vacanței de vară, s-a deschis în centrul municipiului, în grădina publică, Centrul de Dezvoltare pentru Copii Smart School Soare. În cadrul acestei unități, în fiecare zi, au loc ateliere, cum ar fi limbă și comunicare, creație, pictură, informatică sau muzică. Activitățile se adresează copiilor cu vârstele cuprinse între 3 și 12 ani. Este un centru de dezvoltare personală pentru copii cu vârste de la 3 la 12 ani. Este un proiect de suflet pe care l-am scris pentru a-mi realiza, în primul rând, o dorință mai veche din copilărie. Să fie un loc unde copiii să poată să învețe cu plăcere ceea ce își doresc. Sau dacă au o fobie pentru anumită materie, pentru un anumit domeniu, să poată să depășească acea neîncredere, acea durere din sufletul lor. Aici că am reușit să ajung și mă bucur pentru inițiativă, pe lângă prietenă este și un bun inițiator de activități frumoase și interesante și sper că va fi o colaborare frumoasă, părinți, copii, și pe toți cei pe care îi invitați. Mult succes! Vă mulțumesc frumos! Micuții au participat ieri la o activitate distractivă în aer liber. Peste 200 de cazuri noi de coronavirus în România în ultimele 24 de ore. Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 24.291. În județul nostru până astăzi sunt 942 de bolnavi. Numărul persoanelor care au contractat virusul în Vrancea a ajuns la 942, iar celor vindecate la 524. În spitalele de la Focșani și Adjud se află internați 182 de pacienți, dintre care 7 la secția ATI, la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon 4 și 3 la Adjud. În județul Vrancea, în data de 22 iunie 2020, sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea 905 persoane aflate în autoizolare la domiciliu. În carantină instituționalizată se află 7 persoane. La acestea, pe toată durata carantinării, IPJ și IJJ organizează în comun dispozitive specifice pentru verificare. La nivel național au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Numărul vindecărilor a ajuns la 17.031. Până astăzi, 1.523 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 21-22 iunie 2020 au fost înregistrate 11 decese, 6
bărbați și 5 femei. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate alte 246 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 195 de pacienți. Pe teritoriul României în carantină instituționalizată sunt 1258 de persoane. Alte 71.895 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 698 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 250.450 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate ieri două infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 din Codul Penal. Incendiu duminică în gara Mărășești. O locomotivă a luat foc și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Cauza incendiului a fost un scurt circuit electric. În seara zilei de duminică a fost anunțat un incendiu în gara Mărășești. Trei echipaje din cadrul stației de pompieri Panciu au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurt pentru stingerea incendiului izbucnit la o locomotivă staționată în gara Mărășești. Pompierii au localizat incendiul și au acționat în cooperare cu SVSU Mărășești pentru lichidarea acestuia. Traficul feroviar nu a fost afectat. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 20:55 de minute. Cauza probabilă a fost un scurt circuit electric. A ars un bloc electric al locomotivei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține instabilă, sunt anunțate averse și furtuni cu fulgere. Vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade Celsius, iar cele maxime între 24 și 26 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!